La evaluarea națională în județul Buzău au fost înscriși 3.365 de elevi. La proba de limba și literatura română s-au prezentat 3.151 elevi, iar la proba de matematică 3.134 elevi. O parte dintre elevii care au absentat s-au înscris la școlile profesionale din județul Buzău, iar altă parte provin din medii dezavantajate. Potrivit inspectoratului școlar, la examenul de evaluare națională au existat școli care au înregistrat un procent de promovabilitate de 100%, dar și instituții de învățământ cu 0%. Rata de promovare pe limba și literatura română a fost de 76,13%, la matematică 63,11%, iar ca medie 70,06%. După contestații a crescut un pic, nivelul de promovare înainte a fost de 70,06%, după contestații de 70,12%. Vă spuneam că o să fac câteva observații. Avem unități de învățământ care au avut un procent de promovabilitate de 100% și vorbesc aici de Colegiul Alexandru Blacuță, HDU, Școala Gimnazială Blăjan și Școala Gănești. Și avem și unități de învățământ cu zero promovabilitate. Mă refer aici la elevi, chiar dacă la clasa 8-a nu se iau în calcul mediile peste 5, dar elevi care nu au obținut, niciun elev nu a obținut medie peste 5. Și vorbesc aici de Liceul Tehnologic Vernești, este vorba de structura Zorești, care are gimnaziu, Școala Gimnaziei lui Ilie Pavel, din Râmnicu Sărat, aceeași problemă cu managementul unității de învățământ, și Școala Gimnazială Lada. Adică, da, zero. La acestea trei sunt cu zero. De aceea vă spuneam că aici evaluarea... Problemele sunt multidisciplinare. Exact. În anul 2024, procentul de promovare pentru județul Buzău a fost mai mic decât cel la nivel național, cu 4,38%. Comparativ cu anul 2023, procentul de promovare este în scădere, cu 4,15%, când la nivelul județului s-a înregistrat 74,27%. Se observă, am să te rog, Țărănela, să arăți curba, se observă o scădere. Eu zic în mare, dar o să vă spun în final și cauzele. Sunt copiii care au început clasa a 5-a în pandemie și trebuie să recunoaștem că rezultatele se simt în aceste examene, adică aceasta este realitatea. Totodată, procentul de reușită la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, în județul Buzău a fost de 83,54% înainte de contestații și 81,74% după contestații. În această sesiune am avut înscriși 2512 candidați. De asemenea, prezența la examene a fost de peste 97%, după cum se observă în grafice. Rezultatele obținute de elevi comparativ cu anii anteriori. La bacalaureat în sesiunea iunie-iulie procentul este mai mare, de la 76,40% la nivel național. Buzăul a obținut 81,74%, un procent mai mare. Nu au existat, dacă la evaluarea națională avem doi candidați care au obținut 10, cel de-al doilea după contestații, pe la ambele discipline de examen. La bacalaureat, anul acesta, nu am avut candidați cu media 10. Pentru sesiunea august am avut două centre de examen și un centru regional de contestații cu 617 candidați. Și aici este o problemă. Probabil că vom monitoriza mai atent modul în care se fac înscrierile la examenul de bacalaureat pentru sesiunea iunie-iulie, având în vedere că dacă în clasa a 12-a, să zicem, s-au înscris 11 elevi, cei 11 de clasa a 12-a ar trebui să participe și la examenul de bacalaureat, dacă sunt în copil liceu sau a 13. O să luăm măsuri și în acest sens. Am constatat că în sesiunea din august, două unități de învățământ au obținut procent de promovare de 100% și aici vorbim de cele două colegii din municipiul Buzău, este vorba de Colegiul HDU și Colegiul Eminescu, care din prima sesiune n-au avut 100%. Și bineînțeles, 5 unități cu procent de promovare 0, însă acestea sunt unități de învățământ liceal care nu mai au clase de liceu. Ele merg în lichidare cu clasele, sunt cu clase de învățământ profesional.
Mă refer aici la Liceul Tehnologic Rușețu, care nu mai are clase de liceu, arondate, Liceul Tehnologic Vernești, Liceul Tehnologic Pătârlagele, Liceul Tehnologic Mucenic Sava Berca și Liceul Teoretic Ogoane. Da, la Vernești, 0 la PAC, 0 la gimnaziu la Zorești. La Zorești este gimnaziu, iar la Vernești avem profesional, nu mai există știu, liceu. Știu, dar zic așa că e de 0 da. la Zorești în subordinea lor, 0 da. La PAC tot în subordinea lor. Exact. Și Vernești nu-i chioșul să fie în urmă. Totodată, din analiza comparativă a Inspectoratului Școlar Județean, se constată că rezultatele la nivelul județului Buzău sunt cu 33,69% mai mari decât rezultatele la simularea națională a examenului național de bacalaureat și cu 45,38% mai mari decât rezultatele la simularea județeană.